Sunt multe lucruri în viață care ne par nouă imposibile sau prea dificile. Par că nu sunt realizabile. Sunt scopuri care par atât de grele și imposibile, încât nici nu vrem să ne gândim la ele. Eu m-aș dori să vă spun că gândurile noastre sunt asemeni unor semințe. Noi le semenăm și avem grijă de ele. Cu timpul, aceste semințe se transformă în copaci și ne aduc roade. Cât de ridicol nu ar suna, dacă ne dorim succesul sau bogăția, unul dintre cei mai importanți factori care trebuie pentru realizarea scopurilor visurilor noastre este să ne gândim la ele, să le realizăm în mintea noastră, să ne închipuim cum va fi viața noastră dacă aceste vise se vor împlini. Cum am accentuat noi de mai multe ori în videourile noastre trecute, creierul, de fapt, nu poate face diferența între iluzie și realitate. Dacă voi trăiți situația creată de imaginația voastră, creierul o interpretează ca pe o parte a realității. Astăzi vă povestim despre bestsellerul internațional al lui Napoleon Hill, Gândește și vei fi bogat. Această carte e scrisă cu susținerea lui Andrew Carnegie, unul dintre cei mai bogați oameni din istorie, care avea o avere estimată la 337 miliarde de dolari, raportată la cursul valutar actual. Cartea a fost rezultatul studiilor efectuate asupra biografiilor multor oameni de succes. Interviuri se consideră una din cele mai bune cărți despre autodezvoltare. Posibil, acum vă veți gândi de ce e așa important să-ți închipui tot în minte. Cu ce e de folos, la ce visez eu? Să visezi nu e rău. Dacă pur și simplu visezi, nu vei obține nimic. Desigur, aveți dreptate, dar parțial. Iluziile pozitive sau negative create de voi vă formează viitorul. Luați ca exemplu un scop care l-ați obținut deja. Încercați să vă amintiți la ce v-ați gândit înainte de realizarea acelui scop. Amintiți-vă prima dată când v-ați gândit la realizarea acestui scop. Când a fost aceasta? În ce condiții? De ce? Amintiți-vă, cândva acest scop era doar un gând rapid din capul vostru. Apoi ați început să gândiți la aceasta și v-ați gândit, de ce nu? Eu pot face aceasta. Asta s-a transformat pentru dumneavoastră în scop. Ați depus efort și ați obținut rezultat. Fix așa și companiile de mare succes, Facebook și Google, și invențiile care au schimbat istoria, au fost cândva doar un gând în capul inventatorilor, care mai apoi le-au proiectat în imaginația lor. Mulți au gândit la acel gând și au transformat în scop. Au început să se miște spre realizarea lui. Știți voi cum unul dintre cei mai mari savanți din istorie, Albert Einstein, și-a convins soția să divorțeze. Încă înainte de a primi premiul Nobel, el a încheiat cu ea o înțelegere ca atunci, în viitor, când voi obține premiul Nobel, eu o să-ți dau ție toți banii câștigați din premiu. Uitați-vă cât de încrezut el era în obținerea premiului Nobel. Știți de ce? Pentru că gândindu-te la ceva și imaginându-ți ceva, voi impuneți neuronii să creeze noi conexiuni. Cât mai mult vă gândiți la aceasta și cât mai real și detailat vă imaginați realizarea scopului dumneavoastră, cu atât mai larg și mai puternice se fac aceste conexiuni realizate de neuroni. Cu timpul, ei se transformă în drumuri clare, înconjurate de pereți puternici. În așa fel, creierul dumneavoastră vede că chestiile pe care le închipuie el nu coincid cu realitatea. Trece la un regim de muncă grea pentru a scăpa de diferența dintre imaginația dumneavoastră și realitatea. Așa, creierul dumneavoastră începe să lucreze la realizarea viselor, care se transformă în scop. El începe să analizeze fiecare situație ca un fluture care se atrage de lumină. Așa creierul atrage oameni și situații care pot ajuta în realizarea scopului dumneavoastră. Din acest motiv, oamenilor le pare că ei atrag ca magnetul evenimentele care ajută să se miște înainte. Evenimentele care ne par întâmplătoare și ne cauzează astfel de reacții, oho, tot la ce m-am gândit se întâmplă în realitate. Fix ieri mă gândeam la aceasta și astăzi asta s-a întâmplat. Se întâmplă tot din acel motiv. Noi deja am plantat semința legată de acest eveniment în creier și inconștient am realizat acțiuni pentru a realiza în realitate. În realitate, așa evenimente se întâmplă mereu, dar noi nu atragem atenția,
pentru că nu era semința necesară în subconștientul nostru. Fix pe acest principiu, dacă te gândești la boli, sau chiar dacă te gândești să nu te îmbolnăvești, creierul dumneavoastră începe să creeze condiții favorabile pentru această boală, care stă în esența gândurilor voastre. Aceasta se întâmplă pentru că voi vă închipuiți această boală și apoi vă faceți mai rău pentru că tot timpul vă gândiți la ea. Ca consecință, aceasta duce la îmbolnăvirea dumneavoastră. Și dacă sunteți bolnavi, o să vă simțiți și mai rău. Cu gândurile că ești un loser, e la fel. Cu cât te gândești mai mult că nu ești norocos, că nu ești bun de nimic, cel mai probabil așa și va fi. Și vei fi înconjurat de oameni care gândesc la fel. Aceasta se numește autosugestie. Autosugestie este centrul de administrare între gândirea conștientă și cea subconștientă. Și cu cât gândurile dumneavoastră sunt întemeiate cu credință și sentimente, creierul primește aceasta și începe să acționeze. Din acest motiv, dacă doriți să fiți om mare, trebuie să gândești la chestii mărețe. Noi nu ne diferențiem de creatorii avionului frații Wright sau cel care a făcut peste 3000 de experimente fără succes până nu a reușit să creeze lampa electrică cunoscută de toată lumea, Thomas Edison. Unica diferență e că frații Wright credeau că omul va zbura și negau faptul că ei sau omenirea nu va putea zbura. Chiar și acel Edison nu era încântat că lumina se dobândește din lămpile cu ulei. El era încrezut că fix aceea se poate obține și cu energie electrică și pentru a realiza scopul a făcut mii de experimente. Fix așa, cineva credea în posibilitatea telefoniei mobile și cu ajutorul experimentelor a creat rețeaua telefonică mobilă pe care o folosim în ziua de astăzi. Dacă vrei să fii capabil de ceva, mai întâi de toate trebuie să fii capabil de acea chestie în mintea ta. Dar dacă ți-e frică de propriile vise, succesul desigur nu îl vei obține. Noi nu suntem cu nimic mai răi decât națiunile ale căror oameni noi îi credem deștepți. Unica diferență este că ambițiile lor sunt de 100 sau chiar de 1000 de ori mai mari decât ale noastre. În aceste țări, majoritatea oamenilor care deschid chiar și cea mai mică afacere se gândesc la nivel mondial, la acea afacere, cum să iasă pe piața mondială. De aceea, ei își pun scopuri mai grele și obțin succese mari, cu pașii mici. Cu încredere, veți fi de acord că diferența între un om care deschide o cafenea cu scopul de a face câteva mii de euro și cineva care vrea să creeze o rețea de restaurante și un brand în toată lumea, e substanțială. Acest exemplu nu e aplicabil doar la restaurante, ci la orice afacere. În mod firesc este o diferență între posibilitatea de a cumpărarea a mărfii de peste hotare și vânzarea ei pe local. Și acel care produce mărfuri, să zicem în România, și vrea să le vândă în afară. De aceea, nu vă considerați slabi sau mai puțin capabil ca alții. Credeți-mă, dacă ambițiile dumneavoastră sunt mai mari decât al oamenilor care vi se par mai puternici, cu siguranță dumneavoastră veți putea parcurge mai repede drumul, cât de lung nu ar fi. Străduiți-vă să scăpați de toate granițele, limitele cu care creierul dumneavoastră încearcă să limiteze potențialul și abilitățile dumneavoastră. Cel puțin, nu țineți să fiți mediocri. Impuneți-vă scopul de a fi cel mai bun dintre cei mai buni. Nu uitați, unica limită a posibilităților dumneavoastră e aspirația. Nu uitați să dați un like la acest video și să dați subscribe la canalul nostru. Mulțumesc!